A, v-am zis eu că se întâmplă ceva, voi nu m-ați crezut. Hai, salut, my friend. Deci ieri a fost super frig, m-am dus la Iași. Deci îți vine să crezi sau nu îți vine să crezi? Am dat drumul la căldură, nene, ieri pe zi, pe la 12, pe la prânz, așa. După ce am mâncat big pastele. Bă, frate, azi dimineață când m-am trezit acasă, fiind la mine în pat, așa, bă, m-am uitat direct la ăla, care am un termometru care și afară și înăuntru mi arată, știi, o stație din aia, nu știu cum îi zice exact. Și Pentrom erau 6 grade, my friend. Dimineața 6 grade. Îți dai seama? Acum nu știu câte sunt, peste 20 oricum. Bă, băiatule, mă duc la mașină? Șezi, stai pe loc. Mă duc la... Unde mă duc? La Reșița. Bă, ceva se întâmplă cu vremea asta, mă, frate. Ceva nu-i în regulă, e ocoș undeva. Ei, bai. Vreau să mai mă uit un pic la astea. Asta e ok. Asta, ca un tâmpit am strâns-o, să nu faci chestia asta, știi? Ideea care? Trebuie să stea Kinga desfăcută. Aici, uite ce, s-a slăbit un pic. Nu e bine. Așa. E important, mă, să-ți verifici marfa, știi? Asta aici. Asta ok. Hai, up, Valentin, up. Gata, up. Nici lucrul ăsta care l-am făcut nu-i foarte bun. Ce dracu s-a alea acolo? Ideea care? Că eu am strâns cu Kinga asta de jur împrejur, știi? Nu-i ok. Se strânge jumătate de palet și cealaltă jumătate de palet. Eu îți spun și unde gafez, știi? Că e important că tu zici că, bă, așa e corect, am văzut la tâmpitul ăla, știi? Nu, nu-i corect așa. Nu, uite, what the fuck is going on here? Așa. Eu îți spun cum e corect. De ce n-am făcut cum e corect? Bună întrebare. Oricum nu are nimic dacă se, mă rog, se dai pe ăsta, știi? Pentru că ăsta, tâmplăria asta vine în beton. Nu se întâmplă nimica, dar știi cum e, când primești un lucru și știi că e nou, parcă ți-ar plăcea să fie nou. Ca și idee, încă o chestie unde iar nu am procedat corect, am legat Kinga de Kinga, nu se face așa. Se leagă de ăsta, da? Clichetul și Kinga la fel. Ai văzut că de multe ori eu trec pe aici. M-am grăbit un pic. În continuare mă grăbesc un pic. Au, ce frumos și cald e. N-a ieșit sunătoarea, bă, dar a ieșit. Da, mă, ceva e în regulă, mă, frate, cu vremea asta. Eu tind să cred că cineva are la comandă și vremea. Nu poți să-mi spui chestia asta că nu e adevărat. Eu chiar cred lucrurile astea. Deci atâta timp cât poți să controlezi... Au intrat muște aici, ce mă obosesc astea, bă. Știi testele alea psihologice? Dacă vedeți o muscă, vă lăsați până nu o prindeți. A, nu, n-am treabă cu ea, doamnă. E o muscă. Păi futu-s musca, mătii, unde ești? Go away! Știi că ți-am mai povestit că mi-a intrat albine în mașină în timp ce mergeam? Du-te tu! Nu știu dacă s-a dus. Și nu e ok pentru că tu conduci și ți intră aia pe aici
Și intri în panică, vai mama mea să nu mă înțepe, mamă poate-mi bea cafeaua, firea dracu de albină nebună, du-te de aici, știi? Și începi și faci prin mașină, o cauți și uiți de volan, că te defocalizezi. Ce-am făcut eu atunci când a intrat albina aia și fluture sau ce Dumnezeu era dita mai chestia, imediat m-am dus pe banda de urgență, pe avarie și scoate frate morătările afară de aici. De ce? Pentru că tind să greșești atunci, Doamne ferește, se întâmplă chestii, știi? Bă, lucruri care pur și simplu se întâmplă, n-ai ce, s-a întâmplat, aia îi. Nici nu știu dacă la noi în țară, bă, mecal, pornesc ăsta că nu mai pot. Dacă la noi în țară nu cumva sistemul ăsta meteo, stațiile meteo, nu cumva nici nu mai avem acces la ele. Eu așa tind să cred. Îți dai seama, stații de meteorologie din asta, deci pe toată țara, deci cine are acces la chestiile astea, eu, din punctul meu de vedere, 5% din țara e a lui. Eu așa o văd. Uite mă ce frumos e, mă, frate. Belisimos. Ce, ți-ai luat din ăsta negru? N-ați găsit roz. Man de Timișoara. Bă, un din ăsta și-a luat un prieten de-al meu. Și nou nouț, frate. Până din ăla, anul trecut, prin ăla, prima mașină, mă. Exact ăla cu rabla, așa, mersi. Și bă, m-am uitat înăuntru. Bă, ce să... Mașină nouă, ce să zici, știi? Arăta fain. Bă, băiatule, am deschis capota. Huț. Bă, când am deschis capota, zic, nene, te-au păcălit ăștia, vino să vezi. Ce? Vino să vezi ce motor ți-au pus, te-au păcălit, ăsta e motorul de pe Matiz pus pe Logan. Dacă zic. Ce tu zici pe acolo, zice? Bă, tu nu vezi ce motor mic ți-or? Bă, motor în 3 pistoane, mă, ești nebun la cap. Păi, dar la fel e pe Matizone. Uite un turn. Și uite încă unul. Bun, să conversăm. Și zic, bă frate, dar ce motor pun ăștia, mă, pe mașini? Păi ești sănătos la cap? Păi exact ca pe Matizone cu 3 din ăia, atâta. Îți vine să crezi? Oricum nu consumă cât Matizone, pentru că, virgulă, caroseria de Logan cu siguranță e mai grea decât de Matizone, știi? Bă, hai să zic care-i treaba. Deci, cu turnurile astea, frate. Eu am mai povestit despre lucrurile astea. Eu, cât timp am fost pe extern, nu știu dacă te-ai uitat atent, dar tot timpul le-am filmat. Sunt enorm de multe. Ce mi s-a părut foarte ciudat este... Era un turn din ăsta, bă, gigant. Gigant. Nu știu dacă nu cumva, sper să nu mă înșel, este filmare și cred că întreb ce e asta sau nu știu ce. Ideea care e că multe clipuri de ale mele au titluri tâmpite. Sunt perfect de acord cu tine pe chestia asta. Dar dacă te uiți la ele vei înțelege alte lucruri. În sfârșit, nu pun titlurile pentru zi să le găsească YouTube, să ți le, dacă cauți tu ciorbă de vanilie, să-ți dea ție spif, ciorbă de vanilie plus morcov derbedei. Nu, frate, n-am treabă, pun ce titlu vreau eu. Așa, și fii atent, încă un tur. Le-am tot filmat, am filmat turnul ăsta, cred că era pe la Mont Blanc pe acolo. Nu sunt foarte sigur dacă acolo e zona sau nu, pentru că eram într-o zonă de munte, habar n-am pe unde eram. Bă, băiatule, în vârf de munte, dita mai turnoiul. Și eu semnal nu aveam pe telefon. Am observat lucrurile astea, cu cât te apropii mai mult, se aude, nu știu, se aude ceva zumzet. Probabil că este o energie degajată de acolo, ceva unde cu siguranță îi, probabil este firesc să fac așa. Am mai filmat și sistemul ăla antigrindină din Nemția. Știi unde te-am întrebat despre mina aia de sare și dacă erai de acolo, tu mi-ai spus, oricum mulți dintre voi mi-au spus că este o mină de sare și se și poate vizita. Ce îmi place foarte mult la tine
este că de câte ori merg eu pe undeva și sunt eu așa amețit și întreb ce dracu s-a astea ca și alea de apă așa, îmi place pentru că sunt mulți privitori care, hei, Mustafa Jali, la, cum îi zice la benzi? Socar, Socar straight ahead. Și zi, îmi spui tu ce este acolo, pentru că tu ești de prin zona aia. Deci chestia asta îmi place foarte, foarte mult, că îmi spui ce este acolo. Îți mulțumesc. Și ce crede vă până la urmă despre turnurile astea? Încă nu au nicio legătură cu 5G-ul. 5G-ul, după cum bine știi, prima oară în România a fost testat de către Orange în comuna Florești din județul Cluj, unde în această comună sunt cele mai multe, cei mai mulți oameni din toată România. Deci în comuna asta trăiesc, eu am auzit că este comuna cea mai mare din toată Europa, nu știu, n-am căutat pe Google, doar am auzit informații, acum am auzit-o și dau, nu sunt fer convins. Bun. Deci au testat unde este îngrămădeală. Exact. Acum au ieșit chestia asta cu virusul. Virusul, 5G-ul și turnurile nu au nicio legătură din punctul meu de vedere. Virusul a fost cu un scop, așa s-a întâmplat, cu un scop. Ideea care e că nu-ți poți spune prea multe, dar tu ești destul de inteligent când înțelegi foarte multe lucruri. Nu vreau să vorbesc despre virusul ăsta, nu vreau să vorbesc nici despre 5G, am înțeles că foarte multe țări au dat înapoi de la a instala antenele astea, să zic așa. Nu știu dacă, probabil că este foarte benefic, nu contest că nu ar fi benefic pentru diverse chestii, să ai un internet super rapid, cred că este super, super șmecherie. Dar, cu siguranță plusul ăsta afectează și alte lucruri. Nu cred nici în teoria cu păsările care au crăpat când au ajuns pe lângă turnurile astea. Este și foarte multă manipulare. Uite, derbedeul ăsta îmi dă flash. Am 110, sunt încărcat cu marfă. Lua-te ar dracu să te ia. Ce crezi că-s Gonzales? Ia uite-l. Prahova 55 pe ZZW. Ce să mai zici, că am citit acolo pH. Ai un pH foarte neutru, nu e bun. Îți trebuie din ălalalt, alcalin. N-ai înțeles. Bun. Și fii atent. Turnurile astea, din punctul meu de vedere, este puțină a conspirației, ai putea spune, dar orice auzi, orice film vezi, orice informație auzi și ce îți trece prin fața ochilor sau gândului, cu siguranță undeva există un pic de adevăr. Tind să cred că foarte multe turnuri din astea au, nu contest că nu au rol pentru GPS, telefon, sateliți, alte chestii. Ideea care e? Înțeleg că scopul suprem este înrobirea omenirii, cipuirea omenirii și controlul populației. Deja femeile de 20 de ani, pot să zic, nu de vârstă, înapoi cu 20 de ani, a timp mă refer, au tot felul de probleme, bărbații la fel, nu pot să facă copii, ea are nu știu ce probleme, ferească Dumnezeu, frate. Deci apar foarte multe lucruri care încep să se diminueze din populație. Acum s-o da și chestia asta să plece ăia care au niște probleme mai grave, a venit gripa, pac, s-au îmbolnăvit, au luat aspirină și au plecat. COVID, 2000 de euro, mulțumim, înțelegi ce zic, ești deștept. Bun, și turnurile astea, din punctul meu de vedere, împreună cu sateliții care sunt în exterior, o să vorbim un pic despre planeta Pământ, dar în alt episod. Vă mulțumesc! Nu închide că n-am gătat. Au ca și scop suprem identificarea persoanei. Ce înseamnă asta? Stai să-l... Mă duc de la ăsta de aici. Hai nene, apasă accelerația aia, Corolla. Am văzut niște reclame foarte faine. Așa, Francias. Bun. Derbedeu, DTB.
Elis, Muștar, Socar, iar îmi vine minte benzinăria din Azerbaijan. N-ai să crezi. No. Bun. De ce cred ți-am zis despre turnurile astea este că pot fi folosite. Dacă o să te uiți pe internet, o să găsești, scrie doar atâta. Nu scrie harp sau... Nu. Armă psihotronică. Eu cred că pentru astea sunt. Adică, a fost corpul uman și creierul uman a fost studiat, este studiat de foarte mult timp, a ajuns la un nivel extraordinar, aș putea spune, încât îți pot induce stări. Adică, ce fel de stări? Stări emoționale, stări de fericire. În secunda 2 ești trist. Habar n-ai de ce dracu să te ești trist. Știi? În secunda 14 ești very happy. Deci pot să facă chestia asta, îți pot transmite semnale. O să zici că-s nebun, poți să închizi, nu te mai uita că-ți fuți creierul degeaba. Scuză-mă, n-am vrut să zic asta. Chestiile astea îți pot induce pe un anumit tip de frecvență, un anumit, nu știu dacă sunet neapărat, vibrație i-aș putea spune, știi? Tind să cred că pentru astea sunt, pentru control și pentru folosit ca și o armă psihotronică de inducere a unei stări. Asta cred eu, frate. Poți să zici ce vrei, îți respect opinia, ai perfectă dreptate în mediul tău în care trăiești. Deci ăla are un kilometru de mine, mi-a dat flash acum că vrea să treacă și eu am 110. Dar uite că din păcate mi-a scăzut viteza la 100. Fir ar să fie, ce păcat, e de la vânt. N-avem ce să facem acum. O să stăm așa la 100. Deci toate astea, Linz Park, la Linz aș merge un pic. Nu am loc să mă bag pentru că nu îmi permite spațiul dintre camioane și aș fi nevoit să frânez și asta ar putea afecta marfa. Voi încerca să-mi păstrez viteza de 100 de km pe oră, o să mă asigur și o să semnalizez dreapta și cu atenție deosebită o să încerc încet încet să reintru aici pe bandă foarte ușor. Bun. Hungarii, să-mi suși pula, domnule. Băi, eu asta cred despre turnurile astea, știi? Pentru că sunt foarte multe, sunt foarte dese și asta mă dă un pic peste cap. De ce sunt atât de multe? Chestiile alea nu funcționează la o anumită distanță? Trebuie să se conecteze A cu B ca să umble la C și după aia să împartă? Asta nu înțeleg. Eu ți-am spus ce cred despre ele. E părerea mea, este opinia mea, nu zic că este adevărat. Pentru mine face sens în creierul meu. În creierul tău poate că nu face. Dar la mine face. Știi că se tot povestea despre capitanul Bird, dacă ai citit, dacă ai auzit. Dar lăsăm asta pe data viitoare. Now I will smoking.